Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, va semna sâmbătă acordul de înfrățire cu orașul francez Laval, aflat în departamentul administrativ Mayenne, din regiunea Pays de la Loire. Orașul francez este situat la 200 de kilometri de Paris și are o populație metropolitană de 100.000 de locuitori. Avea o întâlnire la Laval cu primarul orașului Laval, domnul Garot, și voi semna împreună un parteneriat de înfrățire, un acord de colaborare între primăria municipiului Suceava și orașul Laval. Orașul Laval este un oraș care funcționează pe principii de zonă metropolitană. Zona metropolitană este organizată pe 5 localități și au aproximativ o populație de 100.000 de locuitori, ceea ce este comparabil aproximativ cu cea a municipiului Suceava. Și sigur mă va interesa în primul rând modul de funcționare a acestei zone metropolitane, având în vedere faptul că și noi intenționăm la Suceava să dezvoltăm o zonă metropolitană. Pe lângă modul de organizare ca zonă metropolitană, Ion Lungu se va întoarce la Suceava și cu idei de colaborare în domenii ca cel economic, cultural, turistic și de educație.